Inițial credeam că va fi un meci mai ușor, dar de la începutul campionatului, văzând echipele, am înțeles că va fi un campionat intens și echipa asta, echipa adversă și repriza a doua, asta ne-a demonstrat. Ne așteaptă un campionat lung, interesant, mie îmi place din ce văd eu până acum în primele două etape, inclusiv și echipa noastră. Prima victorie. Da, în sfârșit am revenit, cam am pierdut noi gustul victoriilor în ultimul timp, dar la sfârșitul campionatului trecut ne-am adunat, am vorbit, am pus niște obiective și, cum spune limba engleză, trust the process. Așteptăm să câștigăm campionatul. Asta e obiectivul principal. Ați condus cu 3-0. Ce s-a întâmplat? Lipsă de concentrare. De obicei, noi singuri ne facem viața mai grea. Cam asta a fost pe tot parcursul anilor trecuți. Câteodată luptăm singuri cu noi, în a doua repriză. Dar așa ne place nouă, străim mai intens. Dar și ei sunt o echipă bună și au luptat. Bravo lor! În acest sezon, Ecolux e gata să-și recâștige titlul? Exact. Asta e și obiectivul principal, pentru că am fost... Toți noi, toți în echipă au fost cam dezamăgeți de rezultatele din ultimele două ediții și ne-am pus obiective clare. Am întinerit un pic echipa, avem un antrenor și da, asta e obiectivul principal și unicul obiectiv, câștigarea campionatului. Vezi vreo echipă care va putea pune concurență sau piedici pentru îndeplinirea obiectivului? Da, sunt... Încă 3 echipe le văd bătându-se pentru titlu. Cred că toți le știu, pot să le enumăr. Volta, Mult Progres, Nistru Rost Import. Pe astea eu le văd principalele favorite. Spune-te, rog, de ce un jucător ar trebui să aleagă Ecolux? Care sunt două motive, două aturile ale echipei voastre? Primul motiv, care e cel mai important, atmosfera în vestiar. Pentru că înainte de toate, noi suntem un colectiv bine unit. Deja echipa are o vechime aproape de 10 ani și noi suntem combinația perfectă între generația mai vârstnică și generația mai tânără. Și eu sper că toți care vin la Ecolux se simt importanți, pentru că practic toți sunt implicați în proces. Și să revenim la Liga Campionilor, dacă poți trage o concluzie la rece după evoluția voastră și ce ați acumulat, ce experiență, ce concluzii după acea evoluție. Experiență, am acumulat experiență doar 2-3 jucători noi care au venit în echipă, pentru că s-a văzut că aveau un pic plumb în ghete, dar sunt foarte buni, au demonstrat și aici în campionat, în primele două meciuri, doar că e altceva. Schimbă mediul, restul jucătorilor deja sunt obișnuiți, deja am fost a patra oară acum și la rece pot să spun că turneul organizat în Italia a fost cel mai slab din toate patru la care am fost eu. Dezamăgirea a fost mare pentru că, într-adevăr, am fi putut câștiga dacă am fi avut o organizare mai bună. Dar o lună înainte de Champions League am avut ședința aceea și am trasat obiectivele și primul pas a fost ok. Adică chiar dacă nu am avut material, cum se spune, jucătorii au fost puțini, mulți nu au putut să meargă, dar atitudinea a fost ok. Și mie mi-a plăcut, chiar dacă rezultatele au fost dezastruoase. Nivelul competițional, fotbalistic, per general? A scăzut, după părerea mea. A scăzut, sunt și mai puține echipe și aceiași jucători pe care i-am întâlnit pe parcursul anilor, doar se schimbă echipele, doar Ecolux rămâne. Aceeași echipă, noi nu avem de gând să ne retragem. Ecolux va fi mereu.